BCMU Pitești a dispus cu 82-72 de Concordia Chiajna în ultima etapă a sezonului regulat și și-a asigurat locul al șaselea al ierarhiei Ligii Naționale de Basket Masculin. Piteștenii intră în play-off după câțiva ani, urmând să joace cu ocupanta locului al treilea BC Mureș. BCMU Pitești va evolua până atunci în turneul final al Cupei României, programat pe 11 și 12 aprilie la Ploiești. În prima semifinală, piteștenii vor întâlni CSM Oradea vineri de la ora 17:30. Dacă vor învinge, elevii lui Hristu Șapera vor juca în finala mare împotriva câștigătoarei din meciul ASE Soft Energia Rovinari.